Deci, în următoarele măsuri, privitor la peste porcină, solicit ca pe ședința viitoare, 8 octombrie, să ne fie prezentate către, avem un numărul specializat, să vedem ce efective de porcine sunt pe raza municipiului. Nu dăm cum. Găi nu, că noi, bine, și de găi, și porcine, și asta. Pentru că, vin sărbătorile și imediat ne pornim cu virusul acela, că cumpărăm carne din toate părțătuci. Dar nu cuțin. Nu, porci. Deci solicit o situație, o situație, dată în urmări, a efectelor de porcine și cum se dă și la așa, la păsări. Să vedem care este situația acestor efective la această dată. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Aș vrea să fac o solicitare. Traficul e extrem de îngreunat acolo, la intersecția Basarabiei cu Clujul, unde este semaforul foarte greu mare, dacă vin dinspre centru, ca să vireze de Bucovina e dezastru. Nu știu de ce nu merge semaforul, dar nu merge de ceva timp. Și cred că e extrem de util în zona aia, și vreau să fac o altă solicitare aici, privind pe domnul președinte al grupului Sticla Rieșu Turdan, consiliul local, domnul Turdan, să răspundă la unele întrebări pe care eu personal le am și probabil că și alți prieteni mei le am. Deci fac o invitație oficială pe piața centrală, la viitoarea ședinței ordinare să aibă disponibilitatea să vină în forul legislativ local. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Tot în vedere că avem foarte multe persoane care fac la vedea sterilii la Cluj. Deci se întorc la localitatea din ora și cu mine. Aș dori să mai întreba la să văd executivul, dacă se poate, să modifice programul primăriei, cel puțin până la ora 18.30, deci așa nu este suprafețe de teren amareate unei vezi de circulație pentru lărgire,
dar efectiv și dimineața și după amiază când sunt slujbe sau priveghiul la capelă, este foarte, foarte aglomerat. Și nu există o altă cale de ieșire din zonă. Inițial, în planul inițial, parcarea mare de la capelă era prevăzută cu ieșire în drumul național. Dar din anumite motive nu s-a mai realizat. Și aș dori dacă se poate lua în calcul această situație și eventual dacă putem ajuta pentru niște soluții de rezolvare. Pe urmă, solicit un raport de activitate pe 8 luni de la domeniul public Turda și de la SCE Clapi SRL Turda. Mulțumesc! Mai să mai vedeți și câte una ca altărmată în vece. În vece, pe două primar, pentru strada Ștefan cel Mare, pentru asta de aici, Ramiancu, care este colosal. Știu că era prins inițial pentru alte fonduri, pe alte programe, dar oamenii nu au stat nici pe ani, nici pe ani, nici pentru decizia care a luat să facă programe. Însă, ar vrea să spun ceva republicat în domnul director de la API, dar cu vedere, strada asta mi-a evitat, că am văzut că e Minescu. Parcări acum se scurică când se reglementează programul cu reparație. Am văzut că am făcut parcări pe Minescu și când se va reveni la două sensuri, așa de greu să încep pe două sensuri. Nu se va reveni. Asta nu se spune. Asta nu se spune. Asta nu se spune. Nu prea, nu prea, cu asta de ce? Am văzut că să... Mulțumesc! Aș dori să revin vis-a-vis de problema accesului din strada Salinelor în Salina Turda. Și aș dori ca să facem o lumină cu această modernizare a căii de acces de prin Saline, un raport privind deficiențele, cauzele care au dus la aceste deficiențe, care au perturbat și au întârziat fantastic lucrările, atât aceste aspecte, cât și aspectele legate de partea financiară, dacă conform contractului există clauze în contract de penalizări, cine le suportă și noi, în primăria Turda, în calitate de acționar majoritar, dacă are un supervisor sau un diriginte de șantier, care să ne poate prezenta aceste probleme. Din punct de vedere financiar, aș dori să știu și stadiul plăților efectuate către firma care execută și dacă acestea sunt acoperite cu grafice, în grafice de lucrări și stadiul de lucrări verificate și aprobate și apoi date la plată. Vă mulțumesc! Bună ziua, domnule primar! Dragi colegi, în legătură cu subiectul ridicat de domnul coleg Adrian Sărmășan, am avut o discuție cu doamna director, care, din păcate, nu mai este aici, în legătură cu lucrările de la amenajarea accesului de pe strada Saline și Timotei tunelului. Așa, lucrările, după aceea, am fost și într-o vizită pe șantier, firma constructoare avea 4 muncitori, un inginer, stadiul lucrărilor este cu mult întârziat. Ei trebuiau să finalizeze, după câteva lucruri aminte, conform un proiect de hotărâre pe care avea la 31 iulie. Deci, probabil că sâmbătă vor fi 60 de zile de întârziere, mai au puțin și vor fi 90 de zile. Orice ce contrar, 90 de zile se solicită spre reziliere. Discuțiile au început cu dânsa cu două săptămâni și mi s-a adus la cunoștință că firma de dirigenți de șantier, care a fost, e o firmă de la Cluj, a adus un memoriu prin care înștiința conducerea Salinei și, totodată, acționarul principal,
că în situația în care vor mări ritmul, lucrările vor putea fi finalizate pe data de 12 octombrie. Eu, din punct de vedere al inginerului constructor și nu numai, țin să vă spun că întârzierile sunt așa de mari în situația în care constructorul nu își dublează efectivele, dublează cu iar, întârzierile sunt undeva estimate de mine la 6 luni. Mă solidarizez subiectului ridicat de domnul consilier și solicit totodată ca raportul dat de Sarina Turdas, președința Consiliului Local, să fie semnat și să fie și sub asentimentul responsabililor tehnic cu execuția constructorului și a firmei de gis de șantier care solicită, care verifică și răspund de calitatea și de timpii aferenți lucrării. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că în urmă cu aproximativ două luni am solicitat pe domnul Brăină și pe domnul Mare, directorul de la domeniul public, să mergem în strada Zambilelor să vedem niște locuri. O iarbă din Enescris. În fine, iarba s-a rezolvat locurile. Mai mult decât atât, suntem amenințați, suntem dați în tribunal de la societățile de asigurări, pentru că nu se poate merge pe străduța dintre Maciu și Zambilă. Deci poate confirma domnul Brăină că este cea sală. Mi s-a promis că se va face, dar n-a zis nici una niciodată. Aș vrea, sincer, și eu trec acolo și știu de câte ori vezi mașina jos. Mulțumesc! Hai să suspendăm. Dacă s-au terminat întrebările, aș dori să fac aceste lucruri, că în acest weekend sunt foarte multe evenimente. Aș dori să fac două invitații colective. Prima pentru primirea 50 de ani de existență a Batalionului 3 de apărare antieriană, care se va deschide la ora 12 în sala mare aici, cu un ceremonial militar. Deci la 12 este ceremonialul. În cadrul în care este toți consilierii la acest ceremonial, normal trebuie să facă cei de la NATO, dar mi-a cărut bine sarcină și la 12.45 sunt regăsite demonstrative în centrul orașului cu... S-a discutat și cu cei de la viață, vor fi și vincuri, vor fi și elicoptere și vreo 40 de aparate militare aici în centru, plus o paradă militară în centru la Parcul Tricolorului. Și un alt eveniment este deschiderea de mâine de la ora 14 în Parcul Mare la Șenă, deschiderea oficială la Androfestul la care cu care am venit să participăm cu toți. Mulțumesc!